La o sărbătoare fără sfârșit. La un proces general. La cel mai frumos dintre spectacole. Și-mi trebuie lume, spectatori, victime și vinovați. Am putea crede că toată lumea joacă de dimineața până seara teatru, iar actorul intră în jocul lui, din care face parte și el, doar din voluptate, chiar dacă asistă, gustă, discerne și reeditează spectacolul acestei vieți, extraordinar și continuu. Dacă însă ai opri pe stradă un om din jocul acesta cu propria-i viață și nici una, nici două ei spune: domnule, dumneata, trăind joci de fapt teatru și jucând teatru de fapt trăiești, s-ar putea să te alegi și cu două perechi de palme. De unde se poate deduce că viața nu este întotdeauna teatru, pe când teatrul există doar pentru că respectă multe din legile vieții. Nota George Motoi în volumul de memorii și eseuri Sub masca actorului. Logica. Trebuie să-ți urmezi logica, puterea până la capăt, destrămarea până la capăt, să nu te întorci. Născut în 22 ianuarie 1936 în Arman, județul Caliacra, George Motoi, actor special, aparent introvertit, cu ochii pătrunzători și cu părul cu reflexe arămii, trece cu familia după 1940 din coace de Dunăre, stabilindu-se în județul Brăila. În paralel cu un grup școlar agricol din Brăila, unde își face studiile medii, urmează și școala populară de artă din oraș. M-am zis că și dumneata ești de la țară. Sunt. Ei, vezi? N-a mai fost nevoie de revoluție și de atâta tevatură. Cine are cap ajunge. Te-a împiedicat cineva? Ambițios și hotărât, alege să dea la actorie în București. Părinții săi, oameni simpli, și-ar fi dorit pentru fiul lor o carieră militară. Tata, și el cu o oarecare educație ca zonă, îmi tot spunea, cătând pe sub sprâncene la mine: fii atent, măi băiete! Norocul meu a fost că am reușit la facultate chiar din prima încercare. Mama se lăuda acum în tot satul. Tata, în schimb, tot fii atent, măi băiete, mi-a spus și după această victorie. Ei bine, acest fii atent, măi băiete, al tatii, mi-a rămas pentru toată viața înfipt în memorie. Absolvă Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1958 și pleacă cu toți colegii de promoție la Piatra Neamț, unde tocmai se înființase Teatrul Tineretului. Maturitatea în expresie și joc îi aduce roluri importante, mai întâi la Teatrul din Bacău, Don Carlos, și apoi la Teatrul din Cluj-Napoca, Caligula. Imposibilul! L-am căutat între hotarele lumii, între propriile mele hotare. Am întins mâinile, le întind și acum! Și mereu mă izbesc de tine. Mereu. Tu în fața mea. Dacă aș trece în revistă numai rolurile care m-au marcat și consacrat pe mine, s-ar observa că ele au fost determinate în succesiunea lor de succesul dobândit anterior, când la teatru, când la cinematografie, când la televiziune. Grație succesului din Caligula, a fost distribuit în rolul principal din filmul Malvinei Urșianu, Serata. A urmat rolul Ștefăniță Vodă din serialul de televiziune Mușatini. L-a înghițit, s-a dus într-o clipă. Și clipa asta o vezi necontenit! Repetițiile la Hamlet la Naționalul Clujan sunt întrerupte definitiv din cauza rămânerii în Occident a lui Vlad Mugur, regizorul spectacolului, și atunci dă curs invitației lui Radu Beligan
directorul naționalului bucureștean, și se transferă aici rolurilor importante din teatru, alăturându-li se altele din film și televiziune. Ana, trebuie să-ți vorbesc. Dar ce e de discutat, Carl? Afacerea asta nu merge așa cum ai preconizat-o. Nu știu, trebuie să o reevaluăm. Carl, dragul meu, faptele sunt fapte și ți-am jurat că sunt adevărate. Asta așa e. Ana, tu știi că sunt nebun după tine. Ziua când te-am dus în fața ofițerului stării civile și ai devenit soția mea, dar și cetățean al Statelor Unite, a fost cea mai bucuroasă, cea mai fericită zi din viața mea. Dar nu știu, n-aș fi vrut să știu nimic despre Templeton. Și să mărturisești convingerile tale politice de atunci. Am ajuns să cred, chiar și pe un fel de risc propriu, că despre actor e mai convenabil să se spună că ar avea un joc cinematografic în teatru decât că ar avea un joc teatral în film și televiziune. Dacă aș analiza acum felul în care am lucrat trei roluri importante, de care a depins în bună măsură consacrarea mea profesională, Caligula la teatru, Ștefăniță Vodă la televiziune și Vodă Lăpușneanu la film, nu știu dacă mutate de la teatru la film, de la film la televiziune și invers, nu le-aș fi jucat tot la fel, dar cu o singură condiție, să fi avut aceiași regizori. Să mă tem de cine? De o culoată de proști? Proști, dar mulți. Mulți. Dar proști. Și voi avea eu grijă să nu mai fie mulți. Iar ei vor avea grijă să nu mai fie proști. Mă fericesc că am avut norocul să lucrez cu acest cineast de excepție. Am făcut cu Malvina Urșianu patru mari filme. Serata, Trecătoarele iubiri, Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu și Liniștea din adâncuri. Cel puțin ești fericită? Nu. De ce? Nu e nici el destul de puternic? Nu. Nici destul de arivist? Nici. N-ai avut noroc? Nu. N-am avut. Îmi pare rău. Sincer vorbind, meritai. Își amintește cu plăcere și de filmul Adela, în regia lui Mircea Veroiu. Emil Codrescu, din Adela, mi-a fost prieten o vară, vara ultimei lui vacanțe, de la conacul acela cu amintiri, ori trăiri, prea aprinse. L-am îndrăgit pe Emil, tocmai pentru că el se îndoia până și de mine. Neavând încotro, mi-a întins mâna într-o vară să modelăm un succes împreună. Pe proprie răspundere, îmi asum din când în când riscul regiei artistice, îndeletnicire dificilă, pentru care am o pasiune mai veche. Vlaicu Vodă la Naționalul Clujan, doi pe un balansoar într-o versiune scenică proprie, alături de prima sa soție, Cezara Dafinescu, la Teatrul din Petroșani. Gimnastică sentimentală la Naționalul Bucureștean, cu care a depășit 400 de reprezentații. Eminescu, Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit. Sunt doar câteva dintre punerile sale în scenă. Actorul? Un grădinar cu sămânță de suflet în buzunar, parcurgând efemer anotimpuri, până când, anonim și îmbătat de miresme, adorme pe vreun colț de decor, cu un lujer de floare în mână, ce a uitat să ofere. Silabisind cuvinte, a mai apucat să îngâne un finita la comedia, o uitată aducere aminte. Și după ce a scris acest epitaf, George Motoi a pășit în eternitate, discret, abia așteptând să-și audă iarăși tatăl: fii atent, măi băiete, fii atent! Am fost, măria ta, am fost. Pentru mine, din acest moment începe trecutul.